Primăria Roman face un împrumut de aproape 270.000 de euro pentru un proiect venit în beneficiul municipiului. Primăria Roman vrea să contracteze un împrumut de 1.283.282 de lei cu o maturitate de maximum 20 de ani. Față de vechile împrumuturi, această contractare se face de la Ministerul Finanțelor Publice, fiind vorba de un împrumut din venituri din privatizare. Contractarea împrumutului se face pentru finalizarea proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile, reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea Colegiului Național Roman Vodă, corp B. Primăria își asumă prin acest contract că din buget se va asigura integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului. Împrumutul este necesar pentru că în noiembrie 2014 au început lucrările la proiectul Reabilitarea, Modernizarea și Dezvoltarea Colegiului Național Roman Vodă, corp B, proiect cu finanțare de la Uniunea Europeană. În cadrul proiectului trebuiau consolidate sau finalizate consolidările pe laturile nordică și centrală a clădirii, refacerea acoperișului pe toată clădirea, înlocuirea completa întâmplăriei exterioare și interioare, refacerea tuturor instalațiilor, precum și arhitecturii, termenul de finalizare impus de organismele de finanțare fiind decembrie 2015. În schimb, când construcția a început, s-au descoperit vicii. Urmarea decopertării complete a tencuierilor și a săpăturilor la fundație în zona accesului principal s-au constatat fisuri mai profunde în structura de rezistență decât cele evidențiate în expertiza tehnică ce a stat la baza elaborării proiectului tehnic, cât și o umezire excesivă a terenului de fundare. În septembrie 2015, specialiștii au dat soluția tehnologică pentru consolidarea terenului de fundare de la corpul B al CNRV. Datorită situației apărute la fundațiile adiacente curții interioare, lucrările au fost întârziate cu 5 luni. Între timp, autoritatea de management a emis instrucțiunea prin care s-au decalat termenele de implementare a proiectelor până la 30 iunie 2016, fără ca beneficiarilor de fonduri ale Uniunii Europene să le fie aplicate penalizări sau corecții pentru toate sumele atrase până la 31 decembrie 2015. Având în vedere necesitatea obținerii de resurse financiare pentru finalizarea proiectului, motivați de insuficiența fondurilor alocate din bugetul local, datorate contractării de lucrări suplimentare pentru consolidarea terenului de fundare de la corpul B, se consideră că este necesar și oportun să se contracteze acest împrumut din vărsăminte din privatizare înregistrate de Ministerul Finanțelor în contul curent general al Trezoreriei Statului cu o maturitate de 20 de ani. Condiția încadrării gradului de îndatorare în limita de 30% stabilită de lege este respectată.